Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni și dragi telespectatori ai postului de televiziune TV Cluj AM.ro. Astăzi o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre. Am inițiat un ciclu de promovare a universităților și a școlilor superioare, să le spunem așa, din Cluj-Napoca și astăzi vom vorbi despre Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii din cadrul USAMV din Cluj-Napoca. Îl avem alături de noi pe profesor dr. Dezmirian Daniel, pe care îl cunoașteți dintr-o altă emisiune, pentru a vorbi despre facultatea pe care cu cinste și cu atâta pasiune o conduce. El se adresează în primul rând elevilor din liceu, din clasele terminale, din elevii care acum vor să-și aleagă o carieră. Dânsul este cel în măsură să vă informeze despre ceea ce oferă Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii din Cluj-Napoca. Bine ați revenit la noi în studio, domnul profesor. Sunt onorată că ați acceptat invitația noastră, sunt onorată că sunteți din nou alături de noi și pentru că îmi face plăcere să stăm de vorbă. Și pentru mine este o plăcere să revin la dumneavoastră, pentru că acolo unde te simți bine, indiferent ce mesaj ar trebui să transmiți, lucrurile parcă merg și se leagă de la sine. Spun asta pentru că în ultima întâlnire, când discutam despre facultatea noastră de zootehnie și biotehnologii, vă promiteam că o să mai venim cu noutăți din domeniile noastre și iată că acum, în preajma admiterii, reușim să venim în fața celor care probabil o să fie interesați de aceste domenii ale noastre, spunându-le că am încercat să ne organizăm puțin pentru nevoile lor și pentru ceea ce s-ar potrivi mai bine pentru viitorul lor și pentru a-și forma o carieră cu anumite competențe profesionale pe care și le doresc și care să-i ajute să reușească în viață. Aș vrea să vă întreb, de ce să aleagă un elev, un tânăr, la răscruce de drumuri facultatea dumneavoastră? Pentru că facultatea noastră este o facultate care are programe de studii care se potrivesc perfect domeniilor științelor vieții. Și mai ales în contextul actual în care toată lumea, vrând nevrând, chiar dacă performanțele tehnice și dezvoltarea economică ne situează unde ne situează, parcă reflectă mai mult asupra zonei vieții, a zornei științelor vieții și, de ce nu, mai ales cu unul din domeniile din facultatea noastră, lumea se luptă și se întreabă dacă nu cumva ar putea rezolva o problemă, cum este cea legată de, identificarea unui vaccin anti-COVID sau pentru alte domenii. Este cazul domeniului biotehnologiilor, de la care toată lumea așteaptă și își pune mari speranțe că va rezolva, va găsi soluția pentru ca omenirea să depășească această criză. Să înțelegem că facultatea dumneavoastră pregătește specialiști pentru meseriile, cele mai vechi meserii ale lumii, practic, pentru că crescând un animal, practic ajungi să faci ceea ce făceau strămoșii noștri. Doar că acest lucru îl facem acum în condiții moderne. Pe lângă hrănirea omenirii, pot să spun așa, dumneavoastră faceți și o profesie a viitorului, cum e biotehnologia. Ce aduce nou biotehnologia?
De fapt, etimologia cuvântului biotehnos ne duce undeva către viață și către tehnologie. Încercăm să intervenim acolo unde, în baza cunoștințelor pe care le-am dobândit până acum, pe care omenirea le-a dobândit până acum legate de biologie, discutăm despre secvențierea genomului uman și altor specii ca și o tehnică care deja intră în cotidianul nostru, încearcă să vină cu tehnici, cu tehnologie nouă, pe care să o aplice și să o folosească în slujba omenirii. Spuneați că profilul facultății noastre este unul legat de creșterea animalelor. Într-adevăr, așa este. Este una din cele mai vechi îndeletniciri, nu? Creșterea animalelor, pentru că este un lucru extrem de clar. Până când o să ajungem în viitor să discutăm despre a obține o pastilă care să rezolve întreg necesarul de nutrienți pentru organism, probabil tot biotehnologiile o să facă asta, dar într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat. Animalul face parte din ziua, din cotidianul nostru și până una alta este cel care pune pe masă alimentul, indiferent că încercăm să ne gândim că probabil dieta vegetariană sau raw vegan o să fie extrem de bună, pentru marea majoritate a populației alimentele de bază reprezintă sursa de hrană zilnică. Carnea și laptele și ouăle. Deci asta este și exact important. Aici venim noi, cei din domeniul zootehniei, să oferim această tehnologie de creștere a animalelor viitorilor specialiști, celor care sunt interesați de creșterea animalelor, cei cărora această creștere a animalelor, această zootehnie, li se pare că ar putea să rezolve problema carierei lor, indiferent că discutăm despre posibilitățile de a se angaja la o fermă de animale foarte bine pusă la punct, că este vorba despre o oportunitate de a lucra în consultanță și să ofere chiar consultanță nu numai fermierilor, micilor fermieri, celor pe care nu ne place să-i aducem în atenția noastră și să spunem că tot apare tot mai frecvent și în politicile guvernamentale, tot ferma familială va rezolva problemele în viitor, în producerea de hrană, fie că este hrană de subsistență sau nu. Și atunci este nevoie de acești consultanți. Până și băncile care oferă împrumuturi celor care vor să dezvolte un business apelează la acești consultanți și pot angaja în anumite acorduri de colaborare sau se angajeze permanent pe specialiștii noștri din domeniul zootehniei sau domeniul biotehnologiilor, pentru că este nevoie de ei. Am curiozitate. Când spuneți biotehnologii, vă referiți și la ameliorările de rase? Cu asta se ocupă biotehnologia? Bineînțeles, sigur că da, este una din componentele pe care se articulează extrem de bine, pentru că o să vedeți, și mi-aș permite acum să amintesc celor care se uită la noi și care sunt interesați, noi avem trei programe de studii în domeniul biotehnologiilor. Avem biotehnologiile agricole, biotehnologiile în industria alimentară și biotehnologiile medical-veterinare. Aceste programe de studii sunt deosebit de bine articulate pe componenta de deprindere a tehnicilor pe care le folosim în momentul de față și discutăm atât de tehnici moleculare, tehnici de inginerie genetică, care se vor regăsi ulterior în partea ameliorării animalelor. Discutăm despre oportunități de a aplica tehnici de fertilizare in vitro la specii de interes economic. Discutăm despre posibilitatea efectuării transferului de embrion și tocmai aceste intervenții dirijate ale noastre spre un anumit caracter, în cazul producțiilor, de exemplu, sau spre o anumită rezistență la boli, la dăunători, sunt cele care vor oferi soluții, practic, cercetătorilor pentru a dezvolta acest domeniu.
Și vreau să vă mai aduc în atenție un alt aspect. Deja devine extrem de mult folosit această sintagmă. Vom ajunge la sfârșitul anului 2050, populația la 9 miliarde de oameni și hrana va fi insuficientă, probabil, și se va ajunge și la surse alternative, nu? Fie de producție, fie de tehnici care să permită astfel de business-uri până la urma urmei, pentru că tot ei sunt cei care vor face aceste business-uri. Este important să identificăm aportul pe care biotehnologia îl poate aduce în sporirea acestor producții. Pentru că noi discutăm și despre biotehnologia animală și despre biotehnologie vegetală în cadrul acestor programe de studii pe care le dezvoltăm le derulăm în universitatea noastră. Aceste principii și tehnici de biotehnologie sunt aplicate, cum spuneam, pentru obținerea unor plante mai rezistente. Deci, în mod normal, cel care aplică sau folosește semințe obținute printr-o astfel de biotehnologie, deja se poate gândi la un procent superior, un procent în plus față de producția normală, producția clasică. N-aș intra neapărat în domeniul organismelor modificate genetic, pentru că este chiar tot așa un topic al biotehnologiilor. Da, care... și e un subiect foarte controversat, da. La ora asta, dacă pot să spun foarte controversat, este controversat. Corect. Da, în ziua de astăzi, atât la plante, cât și modificarea genetică a animalelor, da, care se face. Da. Și pur și simplu hrănirea lor, pentru că o să vedeți, o să mai discutați și cu alți colegi de-ai mei, nu? Obținerea furajelor pe o anumită categorie de tehnologie, cum spuneam, tehnologia convențională, sau obținerea furajelor din alimente care, din plante, pardon, care provin din rândul organismelor modificate genetic, înseamnă ceva deja, de la simplu fapt că trebuie să notificăm produsul că ar conține aceste urme de organisme modificate genetic, proteină modificată genetic, este clar că aportul pe care biotehnologia îl aduce este unul de care trebuie să ținem seama. Și noi trebuie să convingem lumea, nu fac neapărat apologia organismelor modificate genetic, da, da, sunt o resursă care ar trebui exploatată, o resursă care ar asigura hrană pentru o bună categorie din populație și mai mult dacă ne gândim la zona pentru care au fost create, pentru că au fost create plante modificate genetic pentru a dobândi rezistență la anumiți dăunători, anumite pesticizi sau știu eu ce alți contaminanți, încă nu există argumente științifice care să demonstreze că sunt nocive sau că ar determina, știu eu, alte mutații față de cele care apar în mod normal. Tocmai vreau să vă întreb dacă aceste plante pe care le mănâncă animalele și pe care pe urmă oamenii le mănâncă sunt periculoase organismului. Este clar că discutăm despre o trasabilitate și că vom, da, regăsi anumiți compuși, da, pe care nu identificăm de la plantă, de la furgă la furculiță, cum se discuta mai de mult. Nu cred și nu aș înclina să cred că pentru anumite plante la care a fost modificat genomul sau la care s-a lucrat, nu, prin anumite tehnici la acest genom, ar induce neapărat probleme, se discută despre cancere și alte afecțiuni în zona. Eu sunt sigură că pe măsură ce anii vor trece, cercetările pe acest domeniu vor continua și acest lucru se va reglementa, pentru că așa suntem făcuți noi, vedeți, de la zero am plecat, uite unde am ajuns. Dacă un elev optează să facă biotehnologii, haideți să punctăm, ce înseamnă pentru el de fapt? Ce poate studia în
în cadrul facultății. Da, vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că aducem în atenția lor exact modul în care lucrăm în acest domeniu, în pregătirea lor în acest domeniu al biotehnologiei. Ca și de altfel, în premieră, vă spun, pentru anul acesta, să știți că am adoptat aceeași tehnică de admitere pe trunchi comun și pentru domeniul de zootehnie și piscicultură. O să revin și asupra acestui aspect, dar pentru zona biotehnologiilor am propus în urmă cu 2 ani un sistem de admitere pe domeniu, urmând ca studenții în anul 1 și 2 să facă trunchiuri comune, indiferent pentru care program de studii au optat la înscriere, și am reușit, spun eu, prin anumite cursuri pe care le fac în anul întâi și activitățile pe care le facem tot așa în anul întâi și doi și zonele de practică unde merg să facă aceste activități, să le deschidă puțin orizontul despre aceste programe de studii. Am spus și la începutul emisiunii, discutăm despre program de studii biotehnologii agricole, de cel de industrie alimentară și cel de medical-veterinară. Și să știți că am fost, și vorbesc din experiență, dar au fost studenți în anul 4, care înainte de această admitere pe trunc comun, ne spuneau, să știți că mie parcă acum la sfârșit mi-ar fi plăcut să mă duc la biotehnologie agricole sau cei de la agricole, să spunem, aș fi mers la medical-veterinare. Deci le oferim posibilitatea acum să aleagă ulterior, să spună, mă, după ce am văzut cam ce discipline fundamentale fac în primii 2 ani de studiu, eu m-aș axa către acest program de studiu. Normal le oferim discipline fundamentale, discipline de bază de la care pornesc și vrând nevrând trebuie să facă, să accepte că fac și mai multă chimie, că fac și matematică și informatică, pentru că sunt, de fapt, discipline care le consolidează pregătirea și vrând nevrând eu să vadă și în anii ulterior și ulterior la masterat, la doctorat, că au nevoie de aceste discipline. Discutăm despre partea de bioinformatică, care se axează enorm de mult pe interpretarea informatică acestor. Deci un student la dumneavoastră va învăța chimie, biologie, informatică, ca să poată, pe urmă, intra în cercetare, nu? Exact. Are bazele, pe urmă se duce cu biochimie, se duce cu anatomie, cu fiziologie. Încercăm să-i consolidăm foarte mult această pregătire basic, care să-i ofere posibilitatea ulterior să meargă, să acceadă mult mai ușor în domeniul pe care și-l alege. Eu vă doresc succes, să aveți cât mai mulți studenți, pentru că, cum ați spus dumneavoastră, populația va crește pentru că avem nevoie de oameni care să studieze și să cerceteze și să elaboreze tehnologii pentru a putea fi hrănită toată planeta. Este important. Corect. Hrana zilnică nu poate fi înlocuită cu nimic. De aceea este importantă meseria dumneavoastră. Suntem cei care oferim hrană populației și asta cred că spune ceva. Da. Dacă mai doriți să adăugați ceva? Îi aștept pe toți cei care sunt interesați și inclusiv pe cei care nu sunt hotărâți neapărat. Pot să facă o vizită în campus. Campusul nostru este aici în apropiere, în centrul Clujului. Este un campus deosebit de frumos, atractiv și, de ce nu, universitatea noastră este una de top și are o mulțime de programe de studii care sunt atractive și care pot să convingă și ulterior prin cei care le vor absolvi să ducă mai departe destinele acestei. Oricum, pentru partea a doua a emisiunii avem invitată o studentă la biotehnologii care, prin puterea exemplului, vă va arăta de fapt ce înseamnă să studiezi efectiv în această facultate și această specializare. Lăsându-i loc colegei, studentei dumneavoastră, eu vă mulțumesc că ați acceptat și vă mai aștept. Și eu vă mulțumesc. Dar dacă mai aveți ceva de adăugat, poate doreați și v-am...
Atâta doar că suntem deschiși și încercăm să-i lămurim pe toți, pentru indiferent ce domeniu vor să aleagă, și le spunem adevărul despre absolut tot. Mi se pare puțin forțat să încerci să schimbi destinele unui tânăr care se gândește și care visează la o carieră, astfel încât îi așteptăm la noi să vină să le spunem câte ceva despre domeniul. Sincer, dacă aș fi acum la început de drum, cred că aș alege partea dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Domnul profesor, ne luăm la revedere de la domnul profesor. Noi rămânem împreună pentru a fi împreună cu studenta dânsului. Așa cum v-am promis, revenim în a doua parte a emisiunii cu o studentă de la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii din Cluj-Napoca. O am alături de mine pe Diana Micu. Bine ai venit la noi în studio, Diana. Bine v-am găsit. Și dacă ai emoții, lasă-le la ușă. O să încerc. Vreau să îmi spui de ce ai ales această facultate și de ce biotehnologii. Eu sunt studentă la master la biotehnologii aplicate și am ales-o pentru că încă de când eram elevă am fost pasionată de partea asta de științele naturii, de a descoperi cât mai multe și de a înțelege lucrurile în profunzime, să spun așa. Vroiai să faci cercetare, așa? Da, să... pentru partea de cercetare. O, Doamne! Și ajungând aici, la această facultate, crezi că ceea ce ai vrut și faci? Fac deja și în cadrul orelor și în cadrul orelor mai ales de laborator, pentru că cam tot ce învățăm în teorie și aplicăm în practic, avem la dispoziție în universitate toate dotările să putem să aplicăm ceea ce învățăm. Și... Ce-ți place cel mai mult în laborator să faci? Îmi place să... Deci faceți lucrări de laborator, îți place când sunteți acolo voi, între voi, studenții? Da, și când putem să practicăm ce am învățat, îmi place să analizez probe. Anul trecut în practică am făcut foarte multe cercetări și pe polen, să văd structura chimică, mi s-a părut interesant și mi-ar plăcea să continui în domeniul ăsta de cercetare. Mm-hmm. Bine, specializarea asta te pregătește și pentru biotehnologie alimentare sau agricole, dar eu prefer partea de cercetare, de laborator. Deci tu ești clujancă, nu? Da. Da, ești clujancă, deci vrei să rămâi în cercetare, da. Bănuiesc. Asta ar însemna să rămâi undeva într-un laborator, da? Da. Și să faci muncă de laborator. Da, nu e ușoară munca de laborator. Nu, este foarte migăloasă. Da, e migăloasă și atenție și... Nu, noi știm, chimiștii știm că nu e ușor să faci muncă de laborator. Aș vrea să-mi spui, ca student, te simți copleșită de materii, de faptul că ai mult de învățat, simți că nu ai timp să trăiești? Poate puțin, dar am reușit să îmbin partea asta cu studiul și cu învățatul și cu alte lucruri care îmi plac mie. Și chiar dacă am, să zic, un moment în care simt că nu mai rezist, până la urmă stau, mă calmez și duc toate lucrurile la capăt. Adică... Da, deci până la urmă până dai la de capăt. Da, da. Adică, nu-i... În perioada studenției ați avut așa activități care să îmbine undeva, să ieșiți în aer liber, să îmbine studiu cu distracția, că în fond sunteți tineri, dacă acum nu vă distrați, când să vă distrați? Da, încă din primii ani de facultate am fost la diferite ferme, de unde am recoltat probe și apoi mai departe am făcut analizele la laboratoarele universității și fabrici de aditive alimentare am fost. Și cum a fost?
Ați fost cu colegii? Am fost cu colegii. A fost și distracția? A fost și distracție, dar deci, am combinat utilul cu plăcutul. Și spune-mi, care a fost materia care nu ți-a plăcut deloc în facultate? Nu o să se supere profesorul, stai liniștit. Pentru că sunt materii care ne plac și sunt materii care nu ne plac. Noi acum ne adresăm celor care vor să facă acum. Da? Deci cochetează cu ideea de a face zootehnie sau biotehnologie. Nu pot să spun că nu mi-a plăcut, pentru că tot timpul am încercat să văd partea utilă din fiecare materie și chiar dacă am avut eu așa o problemă cu înțelesul ei, până la urmă i-am dat de capăt și... Deci nu a fost nicio materie care nu ți-a plăcut. Să spun așa că nu mi-a plăcut. Dar care ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut foarte mult ingineria genetică. Pentru că, tot cum vă spuneam, eram de mică pasionată de gene, de modul lor de transmitere, de toate... Noi speram că o să ajungi un biotehnician, ce o să fii când o să termin facultatea? Biotehnolog. Biotehnolog. Un biotehnolog bun și o să-ți placă ceea ce o să faci și o să ne ajuți pe noi ca să ne dezvoltăm, că pun pe noi ca omenire vorbesc. Știi, picătura aia în ocean, ai impresia că e numai o picătură, dar contează foarte mult. Bun, doar atâta vroiam să spui celor care ne urmăresc acum că în facultatea voastră se poate învăța, poți să faci ceea ce îți dorești, dacă e serios poți să ajungi departe, nu? Da. Și că te poți distra, da? Și că ai timp pentru toate. În tabere ați fost? Da, facultatea, de fapt universitatea pune la dispoziție locuri în tabere. Și în fiecare vară, de când sunt studentă la USAMV, am fost în câteva astfel de tabără. Eu am ales să merg la munte și există și posibilitatea de a merge la mare. Și acolo chiar că e vorba doar de distracție. Și poți să fii bursier? Da, există mai multe tipuri de bursă. Cea mai mare este bursa de performanță, care implică și participarea la simpozioane care se organizează în cadrul facultății. Pe lângă simpozioane sunt foarte multe evenimente pe parcursul anului și... Îți place să mergi la astfel de evenimente? Da, îmi place să încerc să fac mai mult, să fac ceva diferit. De exemplu, mai există un eveniment FZB Innovation Day în cadrul universității, unde se participă cu produse inovative. A ce înseamnă asta? Că noi nu știm. Dă-ne două, trei exemple. Sau unul măcar. De exemplu, ceva batoane proteice în care adăugăm ceva diferit de toate care sunt acum în comerț, sau fără zahăr, alimente fără... Da, am văzut câteva imagini de la un astfel de eveniment. N-am știut că este de la voi, dar felicitări dacă vă implicați. Oricum, nu e ușor să organizezi evenimente. Și dacă vă și implicați, deci uite, aveți posibilitatea de a învăța și... Și partea de organizare. Organizare, exact. Bravo. Deci puteți fi bursier dacă mergeți acolo, deci puteți avea bursă de merit, bursă de performanță și bursă socială, da? Da, da. Important e să învățați peste tot. Materii urâte nu sunt, vedeți că așa ne spune Diana că materii urâte nu sunt și îți crede că, na, toate îți crede. Da, tot profesorii... explică, dacă nu înțelegem ceva, putem oricând să apelăm, să ne mai explice odată, să ne mai arate odată protocolul de lucru. Deci vor să ne ajute să ajungem unde ne-am propus. Este foarte bine. Și mă bucur că îți place ceea ce ai ales și cu speranța că sunt elevi care cochetează cu ideea de a merge la facultatea voastră. Acum, sigur, sunt convinși că există viață și la această facultate, că se poate îmbina greul cu frumosul și să-ți construiești o carieră.
Diana, mai vrei să adaugi ceva? Îi aștept pe elevi la facultatea noastră să ne cunoască. Nu am specificat, dar între toți anii se formează o anumită legătură datorită acestor evenimente care au loc pe parcursul deci anului. Și toți sunteți, toți sunteți ca într-o familie, este foarte important. Da. Pentru că oricum nu sunteți așa de mulți, nu sunteți sute de elevi. Și apucăm să ne cunoaștem, da. Mai ales cei care se implică în evenimente și în toate proiectele care au loc la facultate, ajungem să ne cunoaștem, să ne înțelegem și deci, să ne distrăm. Asta e ideea. Munca. Deci, să vină, să facă parte din familia voastră, da. A celor de la zootehnie. Îți mulțumesc, Diana, și sper să mai vii cu noutăți de la voi, de la facultate. Și când termini, să vii să ne spui cum a fost. Bine? Da. Ca să știe ce înseamnă să dai un examen. De licență sau master? Da. De master, da. Bun. În speranța că emisiunea noastră a fost utilă pentru voi, vă spun la revedere și până săptămâna viitoare stați cu ochii pe tvclujam.ro. La revedere!